Doamnelor și domnilor, stimați invitați, o să dau citire hotărârii de guvern numărul 879 din 22 octombrie 2020. Având în vedere prevederile articolului 394 aliniatul 2 litera D și aliniatul 3 ale articolului 397 litera A, ale articolului 509 aliniatul 3 și ale articolului 530 aliniatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Berbeceanu Traian exercită cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de prefect al municipiului București. Semnează prim-ministru Ludovic Orban, contrasemnează ministrul afacerilor interne Ion Marcel Vela. O să-l rog pe domnul prefect să depună jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituția României. Vă rog. Eu, Berbeceanu Traian, numit în funcția publică de prefect al municipiului București, prin hotărârea guvernului numărul 879 din 2020, depun următorul jurământ de credință, în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să ne ajute Dumnezeu. Stimate doamnă ministru, domnilor secretari de stat, domnule primar general, domnule prefect, stimați comandanți ai structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, stimați salariați din cadrul Prefecturii Municipiului București, dragi invitați, stimați reprezentanți ai presei. Este un moment important pentru capitala României, pentru instituția prefectului municipiului București. Începând de astăzi, noul prefect, Traian Berbeceanu, va gestiona tot ceea ce ține de gestionarea, de administrarea, de coordonarea problemelor din municipiul București, care intră în atribuțiile instituției prefectului. Este o perioadă dificilă, complicată, în care domnia sa, împreună cu toți colegii din instituția prefectului, cu membrii colegiului prefectural, împreună cu membrii comitetului pentru situații de urgență, împreună vor trebui să se ocupe de organizarea alegerilor în municipiul București și de gestionarea tuturor problemelor care țin de protecția sanitară, de protejarea populației împotriva infecțiilor cu noul coronavirus. Am încredere că domnul prefect Traian Berbeceanu își va face datoria la cel mai înalt nivel. Îl cunosc pe domnul Berbeceanu, am colaborat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
fiind directorul de cabinet al Ministrului Afacerilor Interne, la un nivel deosebit. Este un profesionist, un om dedicat, dar în mod esențial, domnul Berbeceanu este un patriot care își iubește țara. Un om care este dispus la orice sacrificiu în sprijinul și pentru compatrioții săi. Așadar, sunt sigur că începând de astăzi, instituția prefectului municipiului București va avea un conducător care se va ridica la înălțimea tuturor provocărilor. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, din direcția prefecturii, din Departamentul pentru Situații de Urgență, din celelalte instituții, formațiuni, din cadrul Ministerului cu care domnul prefect va colabora, cu toții vom fi alături și împreună vom avea grijă ca sarcinile, atribuțiile, obligațiile, provocările, tot ceea ce ține de gestionarea unui viitor mai bun pentru cetățenii din municipiul București, să fie la cel mai înalt standard și împreună să construim o lume mai bună. Mult succes, domnule prefect! Mult succes, stimați salariați din Prefectura București și tuturor cetățenilor municipiului București, multă încredere că va fi bine. Multă încredere că împreună vom reuși. Suntem o echipă nu doar în Ministerul Afacerilor Interne, suntem o echipă cu cetățenii capitalei pentru a depăși orice problemă, orice provocare, orice necaz, orice situație care necesită un efort conjugat al nostru, al tuturor. Să fie într-un ceas bun. Dumnezeu să binecuvânteze București. O invit pe doamna ministru Violeta Alexandru să ia cuvânt. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi, în primul rând, să-i spun cu toată sinceritatea succes. Noului prefect, succes, domnule Berbeceanu. Bucureștiul are nevoie de ordine. Și dumneavoastră, domnule prefect, puteți aduce ordine în capitală. Noi aici, în București, avem mai mult, poate, decât în orice alt colț din țară, această mentalitate că merge și așa. Nu trebuie să mai meargă și așa. Trebuie să meargă totul ordonat, trebuie să știe cetățenii că au în instituția prefectului și în prefectul un om care apără legea, care nu se lasă înduplecat, și mai avem și asemenea provocări, cred că sunteți de acord cu mine, de niciun fel de influență, niciunui cerc de interese, grupuri interlope și alte asemenea grupări care au ajuns să facă legea în București. Bucureștiul are nevoie de ordine și dumneavoastră puteți asigura acest lucru. Bucureștiul are nevoie ca deciziile să se ia cu transparență. Va trebui să comunicați permanent oamenilor, să știe ce se întâmplă, mai ales în această perioadă delicată în care trebuie să facem față atâtor provocări, unor experiențe pe care nu le-am trăit niciunul dintre noi niciodată, mă refer la colegii care lucrează de mai mulți ani în administrație, și pe care trebuie să le gestionăm ca un element de noutate și cu atât mai mult, pentru că sunt noi, pentru că sunt netrăite, transparența este crucială pentru ca oamenii să știe cum se iau deciziile. Dumneavoastră puteți asigura acest lucru. Bucureștenii au nevoie de încredere. Iar dumneavoastră, domnule Berbeceanu, aveți reputația unui om în care oamenii corecți din această țară pot avea încredere. Vă rog să restabiliți încrederea oamenilor, a tuturor bucureștenilor care își văd de treabă, a tuturor bucureștenilor care au văzut în jurul lor că unii se strecoară pe lângă lege și au diverse avantaje, a tuturor acestor oameni care au văzut că se întâmplă lucruri pe lângă lege în capitală, că se poate să fie totul corect,
pentru oricine își vede de treabă în capitală, să fie totul corect, să fie totul la vedere, pentru ca evoluția lor în mediul de business, în cariera profesională, să fie bazată pe principii de corectitudine și de eficiență. Dumneavoastră puteți reda încrederea pierdută în instituția prefectului. Dumneavoastră sunteți cel pe care noi acum l-am numit pentru a restabili, în primul rând, încrederea în deciziile care se iau pentru bucureșteni. Aveți alături de domnul primar general Micu Șordan o misiune foarte importantă într-un oraș în care prea mult se poate și așa, și sunt convinsă că înțelegeți ce vreau să spun, un oraș în care avem nevoie să avem siguranță că instituțiile își fac treaba pentru noi, un oraș în care să avem încredere că nu ni se întâmplă nimic și că nu trebuie să stăm cu teamă, ci dacă ne vedem de treabă, dacă suntem oameni corecți, există un aparat condus de dumneavoastră care va lua cele mai bune decizii pentru bucureșteni. Prin urmare, succes din partea mea și dumneavoastră și domnului primar general într-un moment de cotitură pentru orașul nostru în care cele mai importante valori au fost călcate în picioare până acum. E vorba despre încredere în instituții, e vorba despre corectitudine în tot ce înseamnă decizie administrativă și e vorba despre transparență și de a asculta ceea ce oamenii cer, pentru că până la urmă fiecare dintre noi și dumneavoastră de asemenea suntem aici în aceste funcții publice pentru a asculta ce vor, ce nevoi au oamenii de la noi. Bucureștenii trebuie să simtă acest lucru. Vă doresc mult succes și puteți conta pe colaborarea mea totală, pentru că îmi pasă de acest oraș, îmi pasă de ceea ce se va întâmpla și în prefectură și în primăria capitalei și voi fi cel mai corect om de echipă pentru dumneavoastră în acest demers important. Mult succes! Mulțumim, doamna ministru, pentru că un prefect are un partener în administrația publică, în special administrațiile locale, primăriile. Domnul Berbeceanu are șansa, ca prefect al municipiului București, să gestioneze o relație cu primarul general al municipiului București, o relație care, acum, la început de drum, va fi una de succes. Așadar, îl invit să ia cuvântul pe domnul Micu Șordan, primarul ales al municipiului București. Bună ziua! Vă felicit, domnule prefect, pentru această numire. Vă felicit, domnule ministru, pentru această alegere. Prefectul capitalei are de rezolvat multe probleme. Este o problemă de legalitate la nivelul primăriilor din București și al instituțiilor subordonate, care trenează de mult timp și în care, din păcate, mult timp prefectura a fost neimplicată în ciuda atribuțiilor sale legale. Este o problemă la nivelul unora din instituțiile pe care le aveți în subordonare. Mă refer doar la Agenția pentru Protecția Mediului din București și la Direcția pentru Cultură, dar sunt și altele. Bucureștiul are o problemă de siguranță publică și sunteți persoana potrivită pentru a adresa această problemă în coordonare cu toate instituțiile care se ocupă de această problemă. Și în fine, există două probleme urgente pe care trebuie să le rezolvați. Alegerile parlamentare vor avea loc peste 5 săptămâni. Trebuie organizate în cele mai bune condiții și mai presus de toate, în colaborare cu Primăria Generală și cu instituțiile din subordine, trebuie să rezolvăm criza sanitară acută în care ne aflăm și vă asigur că o să aveți în mine un partener. Ne vom apuca de lucru imediat după investire. Vă felicit încă o dată, aveți foarte mult de muncă, vă urez succes și vă asigur că veți avea în mine un partener.
Domnul Berbeceanu, în calitatea sa de prefect al municipiului București, are o situație aparte față de alți prefecți din România. De exemplu, un prefect din județul Caraș-Severin gestionează, controlează, verifică și observă legalitatea actelor administrative în 77 de primării, de unități teritoriale administrative. Domnul Berbeceanu va avea în subordine doar 7, 6 sectoare plus primăria municipiului București. În același timp, domnul Berbeceanu are un avantaj față de alți prefecți din România, pentru că gestionează probleme și situații la nivelul a 6 sectoare, un sector fiind cam cât un județ. Printr-o consecință logică, domnul Berbeceanu face o activitate echivalentă cu activitatea a 7 sau a 6 prefecți, dacă numărăm sectoarele sau dacă adunăm și Primăria Generală a Municipiului București. Așadar, dincolo de a gestiona capitala României, volumul de muncă, implicarea și tot ceea ce ține de actele administrative pentru noul prefect al municipiului București, toate acestea sunt la un nivel foarte ridicat, ca volum, ca timp și ca implicare. Având toată încrederea în domnia sa, domnul prim-ministru Ludovic Orban, toți colegii din cabinetul Guvernului României, în noul prefect al municipiului București, îi urăm mult succes, îl asigurăm de tot sprijinul primului ministru, al colegilor din guvern, al colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, toate structurile și toți cei care pot fi alături de domnia sa, așa cum am spus, pentru a face o lume mai bună. Îl invit să ia cuvântul de acum pe domnul Traian Berbeceanu, prefectul municipiului București. Stimate doamnă ministru, stimate domnule ministru al afacerilor interne, domnule secretar de stat, domnule primar general ales, dragi colegi din Ministerul Afacerilor Interne și din Prefectura București, numirea mea în funcția de prefect a județului municipiului București mă onorează și în egală măsură mă responsabilizează și mă provoacă. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, sunt vremuri deosebite, cu provocări mari. Am convingerea că împreună cu dumneavoastră le vom face față. Cam tot ce îmi propusesem să vă spun, deja au spus antevorbitorii mei, însă vreau să-i asigur pe colegii din prefectură de tot sprijinul meu, de toată colegialitatea mea și împreună să-i asigurăm pe cetățenii municipiului București că le vom oferi soluții și nu scuze sau justificări. Nu în ultimul rând vreau să-l asigur pe domnul primar general de toată deschiderea și de o colaborare excepțională pe care o vom avea cu dumnealui în primul rând și cu primăria generală, cu primăriile de sectoare, pentru a rezolva cu operativitate toate problemele care ne vor provoca și care vor avea, vor aștepta o soluție din partea noastră. Vă mulțumesc din tot sufletul, sunt emoționat și este firesc să fie emoționat. Mulțumesc mult! Să ne luăm lucrurile între voi, dacă se va ordona.
Nu vrei? 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 Nu vrei?